Vă să-l deschid. Da. 5 4 Am emoții! Dar nu mai fie așa că... Veți la noastră bucuri, dar nu să plângi pe aici. Deci uite când am luat aseras cadouri. Ce faceți? Bine v-am găsit cuplul vostru preferat de pe YouTube aici pe cameră. Este miezul nopții, suntem în 25 decembrie. Nici măcar nu am putut să dormim, deci nici măcar nu am putut să închidem un ochi, pentru că am așteptat pe... Moș Crăciun! Pe Moș Crăciun! Mamă, cred că toți copiii așteaptă tot anul perioada asta din an de Crăciun, în care vine moșul și ne aduce cadouri, multe, multe cadouri. Ei bine, guys, la noi deja a venit moșul. Direct miezul nopții. Este aici, toate cadourile Brăduțul sunt aici, o să schimbăm imediat cadrul. Da, ca să voi vedeți. Nu aveți încă cum să vedeți cadourile, așa că rămâne o surpriză pentru voi, dar din ce am văzut noi sunt extrem de multe. Iar în acest clip... Mie deja moșul mi l-a adus pe Hani. Iar noi astăzi o să facem un super mega unboxing la toate cadourile pe care le-am primit de Crăciun, pentru că sunt foarte, foarte multe. Eu am mare emoții. Da, și eu. Anul ăsta nu mi-am dorit nimic de la moșul și nu știu ce mi-a pregătit. Eu am vorbit cu moșul, l-am sunat personal pe telefonul meu. Așa. Și am vorbit cu el și am discutat și am pus de la cap la cap și... un cadou super, super, super tare. Deci tu și moșul. Chiar acum câteva zile m-am întâlnit cu el și mi-a dat. Da, da. Dacă vreți și voi numărul de telefon al lui Moș Crăciun, dați chiar acum pe butonul de like să strângem foarte, foarte, foarte multe like-uri la acest clip. Tu ai Eu recunosc că nu am vorbit la telefon cu el, dar i-am scris, așa că dacă i-ați scris și voi moșului, scrisoare am trimis. Are, da. Tu ești pe old school, păi pe da, astea. Așa se trimite moșului. Dacă și voi ați scris moșului scrisoare, vreau să știu în comentarii, așa că cei cu scrisoarea mâna sus în comentarii. Și vreau să scrieți în comentarii și ce cadou v-a adus moșul, pentru că sunt foarte curios să citesc acolo lista aia de comentarii. Așa, lasă-mă să continui. Yeah. I-am scris moșului, da. Și eu și moșul avem o surpriză pentru tine. Nu pot să cred așa da. Ceva. Sunt eu, foarte entuziasmă. Eu am vorbit cu moșul și moșul mi-a lăsat un cadou pentru fiecare persoană dragă din viața mea. Inclusiv tu. Adică și tu ai vorbit cu moșul pentru fiecare persoană dragă din normal. Viața ta? Normal! Bine. Din cauza pandemiei, anul ăsta moșul n-a ajuns chiar așa la fiecare persoană în parte, așa că a apelat la spiriduși oameni și eu pot să mă numesc un spiriduși om pentru că mi-a lăsat cât un cadou pentru fiecare persoană pe care eu o iubesc. Să știi că nu e singura. Deși tu ești un spiriduș om? Normal! Tu doar ai primit cadouri, da? Că ți-a lăsat moșul și ție ceva, a venit și, a venit și la Hani moșul? Da. Nu se poate. Deci eu sunt așa de entuziasmat încât nu mai am răbdare. Eu zic să-i dăm start, iubile, la... Să-i dăm start! La unboxing-ul cadourilor de Crăciun ediția 2020. Vreau să țineți minte că... Am emoții! Nostru cre... Au! Deci vreau să vedeți cu ce... Deci cu Dita mai papu, cu care are Dita mai talpa. Ia zi, iubirea, mai dă start? Hai, da. Dă-mi, dă, că nu mai pot! Suntem ca doi copii mici. Hai. Uitați-vă și voi câte cadouri sunt aici! Doamne, doamne, doamne! Nu pot să cred, iubire, au și ce mesaje, faci? Au și mesaje, doamne, ce seară frumoasă de Crăciun, uitați-vă și voi, e de vis. Gata, gata, ce faci, iubire, mai ești pregătită? Am emoții. Mamă, deci vreau să știți că noi nici măcar un gând nu ne trece prin, cel puțin mie un nici gând mie. Nu ne trece prin nici cap. De cadourile pe care le-am primit. Chiar sunt nu. Extrem chiar... de curios, extrem. Pentru că anul ăsta nu mi-am dorit absolut nimic, gen ceva material, un lucru anume. Și apar, nu am ce e aici. Mamă. A, cu cine deschide primul? Nu știu, care-i zic, pe care? Eu zic domnișoarele primele. Nu, dar oricum și dacă le deschide și dacă le deschid eu și dacă le deschide iubita, tot emoția avem unul pentru cealaltă, pentru că... Vrei să facem piatră, farfecă, hârtie? Nu, eu zic că cel mai bine e să deschideți cadourile de la părinți și de la moș. A, deci nu ce-am vorbit noi cu moșul prima. Mamă, lăsă, mă arăt la bine. Bine, deci trebuie să așteptați să vedeți. Cine prima? Vorbit hai și tu prima, tu prima acum. Hai, eu prima? Da, tu prima, tu prima, tu prima. Bine, păi trebuie să le caut pe aici. Ia. Uite, l-am găsit pe al tău. Da? Da, pentru Bibi de la tati, mami și moșul. Eu sunt taroșie, ia să vedem. Ce-i acolo? Oooo, e ceva mare! Ceva drăguț de fete, mai mult ca ce sigur. O, 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 o
aflăm, doamnelor și domnilor, primul cadou de această seară, comentarii Antonio Pican, exclusivitate. Stai, că mie îmi plac mult de tot chestiile astea de make-up, la nebunie îmi plac. Mamă, doamne, e plăcerea oricărei fete când primește make-up-uri să simtă plăcerea asta, mai ales la palete de a le deschide. Mama! Doamne, ce culori frumoase! Mamă, mă dau și eu cu astea să moară Jacksona. Mamă, dacă... iubire, sunt culorile mele. Uite, nude-urile astea roz. Are și ce, și paturi ce, ce... Mamă! Nu mai face mișto. Vai, deci arată senzațional. Îmi plac rău de tot. Mulțumesc, moșule, și mulțumesc, mami și tati. Să vii să vă pup. Și mai am ceva aici. Ia să vedem ce mai am. Nebunie. Doamne, cât de frumoasă e. Nu l-ai vopsit pe Hani Verde? Și l-a stuns. Ce-mi place, e foarte frumos. Îmi place mult. Place foarte mult. Hai, cu rândul tău. Iubirea mea. Să ne stăpânești sănătoasă, să te bucuri de ele. Mulțumesc. Eu am trișat. Ai trișat ce ai trișat? Nu. Te-ai uitat la cadou. Nu m-am uitat, doar că am trișat un pic în sensul că eu am văzut plasa asta pe care scrie pentru Antonio de la mami și tati. Ok, și, bine. Și moșul, să nu uităm pe moșul. Și am văzut că ăsta e cadou pentru mine, însă nu știu ce se află înăuntru. Oh my god, hai că până deschid eu trece și Crăciunul. Ia să vedem. E o geacă. E o geacă și albă și îmi place. Că mi-am luat și niște adidași pe albă, acum și pot să ia să vedem toată ușa. Ia. Și sunt sigură că moșul și mami și tati. Mamă, cât de șmecheră e. Știu că îți plac de cele pe alb. Nu chiar îmi plac de cele pe alb. Eu mai am o geacă pe alb de anul trecut și e s-a dus. Mamă, cât de... Ia uite, flex. Pupici peste pupici și-i transmitem pupicii moșului. Mamă, deci... Mamă, uitați-vă și voi, fraților! Mi-am dat încheietura peste cap, uitați-vă și voi ce geacă frumoasă. Mulțumesc, mami, mulțumesc, tati. Mamă, de ce bombă, frate, e bombă, chiar îmi place. E și un brand care mie îmi place foarte, foarte tare și eu chiar port foarte multe haine de la ei și îmi place. Baby, să știi că anul ăsta moșul a fost foarte darnic și ne-a trimis și o surpriză la amândoi, o surpriză despre care eu știu. Pe lângă toate aceste cadouri? Da, cadourile au fost trimise recent. Stai un picuț. Și au fost trimise de către Moș Crăciun și Anda Adam, wow, artista cu care noi am colaborat, am făcut o piesă foarte frumoasă de Crăciun. Și voi ați contribuit la toate astea? Moșul și Anda Adam. Nu pot să cred. Ne-au trimis și eu am știut. Câte surprize! Asta e pentru tine și asta e pentru mine. Mamă, black! Anda Adam alături de Zafaran. Un brand foarte mișto de parfumuri arabești. Zafaran, ce am dat pentru aceste cadouri. Văd. Ce frumos. Eu am primit parfumul ăsta. Antol a primit pe ăsta. Ia să vedem. Ce bine miroase. Miroase super bine. Dar cum arată în primul și în primul rând? Ia. Da. Ce-mi place. Mamă, chiar ți se potrivește. Mamă, cât de bine miroase. Mulțumim mult de tot, Zafaran. Și mulțumim, Anda Adam. Te pupăm și pentru cei care n-au ascultat piesa noastră împreună, intrați chiar acum pe YouTube. De Crăciun. De Crăciun se numește piesa. Ascultați-o cu mare drag. Iubirea mea, acum ne-am îmbrăcat. Ne-am parfumat, dar mai rămân cadourile noastre. La care eu spun să îl deschizi tu. Eu? Da, bine. Nu. Nu pot, nu mă las Ina, deci nu, eu nu fac nimic dacă nu deschizi tu prima. Eu prima? Da. Asta e de la tine, nu? Da, citește mesajul. Hai, te rog, vrei tu primul? Nu, tu prima. Nu. Haide, nu. Sunt sigur că tu și moșul ați pregătit ceva special, așa că lasă-mă pe mine prima, că eu nu cred că am pregătit ceva special. Nu, eu cred. Nu am pregătit absolut deloc ceva special. Deci... Hai, tu ești primul. Nu, tu ești prima. Eu nu-l deschid, deci dacă îl deschid eu primul, nu mai deschid. Deci refuz cadoul de la mine. Nu, dar nu pot să-l deschid primul. Deci eu îl iau. Stai. Da, stai.
Hai, Vivi, că a venit și Hani, al tău prima dată. Citești mesajul. Te rog, faci exact cum... Asta au fost instrucțiunile de la moșu. Deci, vin aici aproape. Hai, vin aproape. Am emoții. Haide, vin aproape. Haide. Citești mesajul. Da. Pe care eu, ăsta, mesajul ăsta e de la mine. Ok. Și când desfaci, desfaci pe cameră și după te uiți. Ok. Da? Da. Deci, prima dată când pe mine mai rămâne o emoție. Pentru cel mai minunat iubit, te iubesc și îți mulțumesc pentru toate momentele petrecute împreună. Crăciun fericit, băiatul meu frumos, de la cea mai frumoasă și minunată iubită. Și foarte modest, da? Mă bucur că a terminat cu asta, că dacă termina cu ceva mai emoționant, mă... Adică vreau să înțelegeți de majoratul lui, i-a plăcut mai mult cum am împachetat cadoul și mesajul pe care l-am pus în cadou decât cadoul. Nu mai adevărat, ci cadoul mi-a plăcut foarte mult. Da, dar l-a emoționat foarte mult scrisoarea pe care okay. i-am lăsat acolo. Haide, ia mesajul. Așa. Și te rog frumos să mi-l păstrezi pentru că vreau să-l păstrez. Da, cum ai păstrat, ce drăguț, așa a păstrat și de majorat scrisoarea. Ok, o să-l deschid. Da. O să-l deschid. Okay. Da. 5 4 Am emoții! 3 2 1 Că acum nu-l văd, voi nu-l văd? Eu nu-l văd acum. Haide, uite-te! Mi-a luat un moșuleț Kinder. Așa. Mi-a luat un Kinder Chocolate. Da. O Kinder cu sucări în interior. Mi-a luat cafea. E bună, e din Italia, să știi. Da, trebuie să mă faci tu pasta, știi, nu? Păi da, că știu că îți place cafeaua. Mi-a luat Kinder Choco Bons. Asta îmi plac foarte mult. Nu prea mâncat niciodată. Dar îmi plac. Dar mie îmi place ouă cel mai mult. Și mi-a luat două batoane de Kinder. Mulțumesc, iubirea mea, ți-am fost cadou. Mulțumesc. Îți place? Da, îmi place, normal. Iubita, iubita nu prea mănâncă dulciuri, pentru că așa, dar pasta trebuie să le mâncăm împreună, pentru că trebuie. Bine, acum desfac eu? Acum trebuie să desfaci tu. Ah, baby. Da. Mai e un cadou. O inimioară mai mare. Și nu scrie nimic pe. Du-te tu de aici. Du-te tu de aici. Bă, pleacă că-s dulciurile mele. Baby, eu inimioară mai mare. Tu pleacă. Da. Eu inimioară mai mare, probabil moșu a vrut să fie mai darnic. A zis în inimioara mică. Dar a fost foarte darnic. A zis în inimioara mică, pun ceva mai mic și în inimioara mare, poate pun ceva mai mare. Bine, hai, 3, 2, 1, 2, 2. Haide, întoarce că trebuie să vezi, întoarce că trebuie să vezi mesajul. Deci un fericit, baby, te iubesc super bun și frumos, love you. Mi-a luat o bucă de la Lifestyle. Păi și moșul mai are ceva aici pentru tine. Ia să vedem ce mai are. Un ciorapel. Arată-l. Un ciorap să pun ciorap sub bran. Întoarce-l invers că are moșul pe el. Mamă, iubire, ce mi-ai luat aici? Se desface așa, iubire. Cum se desface, ca habar n-am. Nu, dar tu te-ai împachetat, le-ai dat astea. Nu te uita. Cadourile. Nu uita. Așa, gata. Vorbe, hai că se poate. Mi-ai luat telefon? Da. Eu și moșu. Iubirea mea, nu trebuia. Mă. Da, aveam Crăciun telefon. Fericit! Da, dar nu l-ai pe ăsta, uite-te ce e. Ce e? E silver? Silver îmi place mie cel mai mult! 12 Pro Max Silver. Și n-am găsit niciunde, am găsit fix în pe ultima 100 de metri. Te iubesc. Te iubesc, bine. Mulțumesc mult. Nu pot să-l deschid, fraților, nu mă lasă inima. Cum nu te las? Nu pot. Nu pot, nu pot, serios. Haide, te ajută, pot eu să desfac? Nu. Vrei tu? Vreau eu. Hai. Dar mă super acum, că eu nu ți-am luat un cadou așa de pompos. Nu contează. De ce strămură buza? Iubire. Deschide-l și tu pe al tău. A, nu, iubire, nu deschide-l tu pe al tău. Nu, nu-i corect, eu oricum l-am deschis primul. Și de ce-ți vine să plângi? Haide, deschide-l tu pe al tău. Nu, deschizi și tu pe al tău și după deschid
Că știu ce e deja în interior. Păi dacă nu-mi faci vreo farsă din aia ca în copiii din America, care le pun o cutie de carton în interior. Păi nu ai de unde să știi, poate ți-am pus... Nu e mea că e simt. Poate ți-am pus un... Monster ciocolată! Ar fi foarte bine! Dar recunoașteți, picase așa un pic în fața când ai văzut doar dulciuri, dulce. Nu, încercai să faci pe copilul să te bucuri. Nu e adevărat! Deci nu e adevărat. Ba nu, nu e adevărat. Credeam că e cu ceva cu cutia asta de cafea, că e prea goală, e prea ciudată. Tu și mănâncă ouă. Ah, pe păi dacă îi plac. Îi plac ouăle Kinder. Vai, nu pot să cred. Vezi că am mâncat deja din ele. Vreau să vedeți. Băi, tu ai mi-ai furat ouă de Crăciun? Ți-a furat? Deci uitați-vă și voi nu ce s-a întâmplat. Te liși pe botă, că îmi place, a? Uitați-vă un pic la el. Crăciun fericit, gata, ți-am dat cadou, nu-ți mai dau celălalt cadou. Pro Max, da. E ultimul gen? Da. Nu mai deschid nimic. Nu, păi vreau să deschizi spalta. Deschide și tu, nu mai deschid nimic. Serios. Despre o răbuza. Pentru că nu mă așteptam. Mă așteptam la ceva mult, sincer, vă spun, mult mai mic, frate, pentru că e un cadou extrem de mare. Citește mesajul. Pentru cea mai specială și iubită persoană din viața mea. Te iubesc. Al tău iubit și în ghilimele viitor soț. Ok. Poate peste, peste câțiva ani poate scăpăm de ghilimelele alea, dacă știi ce zic. Ce glumă bună. Nu știu dacă o să-ți placă la fel de mult ca... Ce mi-ai luat tu aici? Nu mă uit, da? Nu te uit. Dar nu te uita deloc! Deloc! Hai! Se vede? Da! Ating? Ating! Ce-i asta? Nu știu, ia, deschide. E la și? Jură-te! Nu te cred! Nu te cred! Va să mă crezi? Gol? Da! Cum? Micuța mea! De ce nu te cred? N-am luat aceleași cadouri! Ce bine arată! Nu te cred, iubire! Și ți-am mai luat ceva pentru că știu că vechile noastre telefoane au cam suferit zgârietul. Ți-am luat și o folie de protecție. Dar nu ți-am pus-o că trebuia să deschidem... Dânsă de așa de mult în magazin, că era unul dintre ultimele gold. Și era în București, doar în Cotroceni era. Deci tu știi cât, deci când eram atunci în parcare, îmi dădeam refresh în continuu lifestyle și mi-a arătat X în Cotroceni. Și după la un moment dat, bium, într-o dată așa. Pe bune. Serios? Deci eu n-am mise așa. Dacă ți-am zis eu că nu vreau să-l deschid ca să-l deschizi familie, ți-ai dat seama, nu? Acolo un pic. Atunci mi-am dat așa un pic seama. Ia, hai, le deschidem? Baby. Tu știi că și, zice. Nu, chiar nu știam. Serios că nu știam. Când mă simt... Ce te simți, iubirea mea? Mă arăzi acționă. Iubire. Hai, mai plăt. Nu pot să cred că ne-am luat același cadou. Ha, acum le deschide și noi sau sal? Nu o să creadă lumea. Nu o să creadă, nu o să creadă nimeni. Nu plângeți cu ea. Nu, știi de deci... ce tot timpul spunea că ea știe ce cadou și știa că tu îți dorești un... Eu știam că tu îți dorești. Dar tu ai bănuit? Da, pentru că m-am ofticat foarte mult anul trecut când mi-am luat 11 lei și mi-am luat 11 Pro Max. Și știam că îți dorești, da, asta adică am putea... să... Ce? Dar nu găsea pe ea. Ea de mult știa. Da, știu, pentru că alb e destul de rar acum. Da. Deci n-am bănuit, am vrut, deci am crezut prima dată că îmi ia AirPod-ul, de-aia am spus nu-mi lua AirPod-ul. Par nu aveam. Dar după când am auzit iPhone-ul... Tu, baby, ce ai crezut că ți-a luat-o? Nimic, deci a fost singura, de obicei când îmi face cadouri, simt și... am eu unele bănuieli, dar de data asta n-am... Ia uite-l ce frumos, ia uite-l. Sunt așa, nu știu, șocat și în același timp fericit, dar nu pot să-mi exprim fericirea cât de fericit sunt. Și eu sunt la fel. Adică e ca și cum e vitezometru, dar a trecut de mult și nici nu mai simți că ai viteză, gen. 3, 2, 1 și... Mamă, cum arată! Care-i faza, iurea, că nu mai dau încărcătoare. Da. Mă, cum arată, frate, cum
arată! E genial! Știi cum ne duci jucării și faci mișto? Uite, al nu s-a aprins, ia prindești pe al tău. Mie nu vine să cred că e... Câte chestii ai făcut pentru mine valorează cât toți banii din lume. Așa că lasă-mă în pace. Gata, nu mai fie așa că... Îți la noastră te bucur de nu să plângi pe aici. Guys, ce să zic, nu-mi vine să cred, sunt foarte multe cadouri minunate. Le ador. Îți place bine cadouri de la mine? La nebunie. Eu nu pot să-mi exprim bucuria pentru că... Nici, e prea... E too much. Noi ne completăm și fraze întregi le spunem în același timp și... Cum ne mirăm cum ne-am luat aceleași cadouri? Păi e logic. Dar vă promitem în numele nostru de artiști, de youtuber, de influencer că nu am fi putut niciodată să măsluim cadourile de Crăciun doar de dragul unui vlog. Niște telefoane, niște doar de dragul unui vlog. Nu am fi făcut noi chestia asta. Adică voi ne-ați văzut pe noi pe vloguri foarte true, n-am făcut chestii care să fie prea exagerate sau ceva de genul și nu am fi făcut asta, efectiv. Eu sunt șocat, Da. Orice ați fi primit de la Moșu, sunt sigur că e un cadou minunat și un cadou la care Moșu s-a chinuit să-l aleagă. Ați văzut și voi reacția mea la dulcele pe care am primit la primul cadou, ăsta e un exemplu de cadou foarte frumos. Eram extrem de fericit. Nu trebuie să ai toți banii din lume ca să faci un cadou, până și un lucru. Oricât ar fi el de mic, dacă e primit de la persoana iubită ar trebui să însemne mult. Dacă e primit de la Moșu, de la Moșu și părinți, de la oricine, să-l prețuiți. Da, să-l prețuiți. Și bucurați-vă de Crăciun, că e cea mai frumoasă sărbătoare. N-avem altceva ce să vă spunem decât Crăciun fericit. Crăciun fericit și sărbători fericite. Un an bun și cât mai frumos aveți și cât mai productiv. Eu v-am pupat, iubita v-a pupat. Și până data viitoare, noi v-am pupat! Pa!